Domnișoară, mă auziți? Domnișoară? Domnișoară? Ce vrei, mă? Elibera zona, vă rog frumos. Mă auziți? Elibera zona, vă rog frumos. Cum să liberezi zona dacă e cu mine? Și mergea cu scuterul dacă e cu dumneavoastră? Păi, mi-a spus că vrea să se vadă, gen, să vadă cum e să fie amărâtă sau ceva de genul. E eliberat zona, domnul. N-auzi, bre, că e cu mine, întreabă. Dacă e cu dumneavoastră, duceți-vă puțin mai în față și o să vină dânsa câte dumneavoastră când termină. Cum vrei să mă duc? Ia faceți-mă să eliberez zona. Uite acolo, după Lamborghini, un pic mai în față. Vedeți că au colegii dumneavoastră treabă la un pușcap pe ăla. Despre cine vorbiți? Ei, lăsați. Ia uite-l și pe ăla, mamă. Vedeți? Din cauza noastră, hai, vezi. Stai, bă, că dacă... Mai, măcar mai pe dreapta să rămână cele două benzi. Păi e bandă liberă, ca asta nici măcar nu-i bandă. Asta păi e bandă dacă de urgență. Dacă iese cineva de acolo, dacă iese cineva de aici, trebuia să intre pe aici. Lăsați, nu mai vă... Pe mine m-ați oprit? Nu! O tărăsivă! O, fete! Ia uite, v-a văzut domnul polițist, că a zis, o, fete! Domnișoară, veniți la autovehiculul noastră! Domnișoară! Bună seara! După domnul! Nu sunteți obligați să faceți ce vă spun polițiștii, să știți! Eu? Spuneți dumneavoastră? Nu tu, mă, tu, ce cauți ai jos cu Roșcovanule? Roșcovan? Eliberați zona, vă rog frumos, de acolo. Auziți, domnul Roșcovan, eliberați zona, că se spără domnul polițiști, că eu sunt cu dumneavoastră aici. Rămâne și dumneavoastră pe dreapta, rămâne și dumneavoastră pe dreapta. Dacă tot... Păi eu sunt pe dreapta, domnul, că asta e... Pe dreapta în fața la mașina mea, pe dreapta în fața la mașina mea. Păi cum să mă pun acolo dacă mi-e... Și aici e tot pe dreapta. Bine. Atunci mai pe dreapta. Bă, voi aveți ceva cu domnișoară, vreți să-i faceți ceva? Geamul, domnul, geamul. Ăsta e blocat, nu, băi. Roșu, pur și simplu ăsta e blocat dacă vrei pe partea alaltă. Deci eu eram martor acolo că nu a trecut pe roșu. Da, voi ați vrut să treceți. Voi ați vrut să treceți pe roșu. Colegul, dă-te mai încolo. Colegul. Dați-i și pe un act de identitate. N-am buletinul la mine, domnul. Permis, aveți la dumneavoastră? Domnul, stați să-l caut. Nici de ăla n-aveți, nu? Da, să văd, domnul, dacă e aici în... Mamă, pistol? Ce? Ce faci? Mă duc un pic când mă întorc. Lasă să-i pe scute, vreau să mă pâine cu scute. Ai de capul meu. Ia să vedem dacă mă văd, că intru pe aici, ia să văd dacă mă văd. Gata, domnișoară, sunteți libera. Așa îmi place să mă joc cu băieții ăștia, n-aveți idee. Deci am păcălit prea băieți. În cazul în care vreți. Nu te da așteptam, mă înțelegi? Bă, sunteți atunci la bonuri ceva? E mor din glori, da, atunci bun. Când își îți iei glori. Am venit, n-am venit. Băi, care ești, băi? Un om. A, salut. Trebuie să mamă, ce-i cu ăsta, frate? Poliția, mă? Să mor tu că e poliția. N-are treabă cu mine. Mă uitam zgâriat ăsta, mă. Să are treabă cu mine. A, n-are treabă. Trebuie să mă duc să-mi vopsesc mașina, băieți. Că mă caută nebunii aia în pana mea. Mă duc să-mi vopsesc mașina. Să vedem dacă mai au treabă cu mine. Ce culoare să fac? Scrieți în comentarii ce culoare vreau să facem această mașină. Superbă. Eu să nu dau... Mamă, ce noroc că m-a încetinit asta, că intram direct în ăla cu taxiul, căcat îl făceam de analize. Duci pe domnul. Ți-ți bine, domnul medic? Era să dau peste dumneavoastră. Dacă chiar a fost lac ceva, că nu... Ce de cum erai, ai dat? Mamă, frate. Aie, te ier, domnul. Mulțumesc, domnul. Că ești îngerul meu păzitor. Vezi pentru...
Mă duc să văd dacă mai, dacă au mai luat-o polițiștii pe, pe domnișoara aia. Mamă, i-a dat scuterul pe jos cineva. Înseamnă că nu prea s-a mers mult. Trebuie fi ăștia cu Lamborghini, mergem să-i căutăm, băieți. Ce faci, bă, pe contrasens, bă, băgat-i-a și în a, ah, scuze. Prea de treaba, zic, scuze. Intră în mine, bă, băgat-i-a și în pușcărie. Nu i-am mai găsit pe aia, băieți, cred că s-au retras sau ce. Cred că sunt la VAM, hai să dăm o tură până la VAM. Ce vrei? Bă, uitați-vă la voi, mă, că sunteți unul mai urât ca altul, mă. Nu ne poate! Ascultă vorba aici! Și noi să nu-i scumpă, dar loc, pleacă de aici! Până nu se fac praf! Hai, pleacă de aici! Bă, stai cu minte că mă dau jos și te rup aici în paletă, te bade suna pe-n cap. Hai! Plata, stai că trebuie să mor. E sigur? După ce termin testul ăsta, să vezi ce-ți fac. Hai cu mine, că-i tataiul meu, băi! Vino încă. Mașină, că e bătrân. După ce dă... Să dai un testul de mașină, după ce... Are cineva probleme cu mine sau ceva? Eu... O vezi pe asta din mâna mea? O văd, dar și eu îmi dai. Una îți dau... Stai pe spate liniștit, îți cântă preotul. Bă, dar te-am mai văzut pe aici, bre. Păi normal că m-ai văzut, că eu umblu și cu ea, șmecher și cu ea, răi. Și eu care sunt? Ce faci, mă? Tataie! Putul ăsta, taicul tău. Băi, prinde-l pe tataie să-l rupem, hai să-l rupem cu o dată mine. Păi tataie meu, băi! Hai să-l rupem, dă-l încă o arit actul mare. Putu-i pe tataie, lui să-i cel... În ce parte s-a dus? Nu știu că-i tataie, uite, abonă-mi. E, tataie că... Mare greșeală a făcut cu mine, spun drept. Tataie, ai cambelit-o, tataie! Bine, cum zici tu? Hai, domnișoară, treci. Ai, are cum să fie. Opa, ce-ai făcut, tataie? Poftiți, domnul, poftiți. Am treabă cu ăsta galben. Băi, dă-te jos din mașină, că dacă nu o încui și nu te poți da jos, mă auzi? Nepotul! Da! Dă-te jos, că dacă nu o încui și nu te mai poți da jos. Ia vezi acum. Că de asta zic, dacă o încui... Tataie, nu te da jos! Te da jos, că te-ai rupt, tataie! Îți dau unul scântă popa! Ce faceți, tataică? Cum ești? Vine, vine, nepoate! Vine? Dă-te jos, că am ce să zic. Bine, stai! Acum! Stai un pic, stai! Bă, ia uite-l pe ăla, mă, împinge la avion, mă! Unde, mă? Ia uite-l, mă, că împinge la avion, firea mea! Bă, dă-te jos de pe avion, mă, nebunule! Tataică, bă! Unde-i tataică, bă? Tataică! Mamă, firea! Mamă, m-a spăcă, bă, mai păcă... Mamă, ne poate mai păcăli, cred că ar trebui să te las aici, nu te mai acumeni! Hai, urcă tu repede, urcă tu, nu tu! Nu tu, bă, dă-te-i jos, tu, bă! Dacă îmi pinge ăla la mașină! Care mașină, că ai zis că e avion? Unde s-a dus? Avion! Cred că îmi pinge ăla la avion, pe acum, tătăi, că la avion. Bă, ce mai păcălii, bă! Nu-i asta mașina, mă? Care mașină a luat-o, mă? Uite-l, bă, uite-l, bă, uite-l, bă! Stai cu minte, tata! Unde te mai duci, tataie? Unde te mai duci? Stai, mă, din gură! Puși, tataie! Stai pe loc, tataie! Băgat-i așa în cea târnă, tataiță! Tataiță! Îți rup proteza în două, tataiță! Zi-mă lui Tactumare să oprească! Abia ce i-am pus-o, lasă-l! Băi, spar proteza lui Tactumare, să urbesc dacă nu! Tataiță, oprește că spar proteza în tine! Bă, oprește că spar proteza în tine, tataiță! Au! Aoleu! Oh, piciorul! Oprește, tataiță! Lasă că a costat mult proteza, nu mai vreau să mai
Bă, tata, aici oprește că spar proteza în tine. Hai că mergem după el, nu ne lăsăm. Numai că am dat mult pe proteză. Ce, e pusă din banii tăi? Ia uite-le, ca face, bă. Păi, dacă la vreau... Bă, oprește, bă! Auzi cât are pensia, 500 pensii. Păi că rău, bă, dar înseamnă că nu munci la viață, nu-i plăcut muncă. Bă, tata, aici oprește, n-auzi? Mamă, uite ce-i dă, mă, la BMW-ul ăla. Tataiță! Bă, oprește, bă, lasă-și proteza, bă! Orice, dar nu proteza, că ți mai mult la proteză de ceva. Au, aoleu, aoleu! Unde-i? Unde-i călă, mă? Orice, pot să-l iei și pe el, dar cu proteza nu, că... Păi fii atent, îl bat, înainte să-l bat, îi scop proteza din gură, ok? Și mi-o dai mie, da? Că exact. E cam scump. O ții pentru tine, poate cine știe. Orice. Vă dau matan. Păi ce-ți fac, bă, eu cu ea, că e o sână? Bă, dă-te jos, tataie! Tataie, dă-te jos! Hai, împinge mașina ta versus mașina mea, haide! Împinge-o, bă, față-nfață! O, că te împing eu, dacă nu, tataiță! Bă, tataie, dar am dai și... Au! Tataiță, haide! Ia al naibii să fii! Tataie! Tataie, trage pe dreapta, tataie! Luați-aș pensia, pensia, am buric să-ți iau! Domnul, îmi da și mie numărul dumneavoastră? Ce număr? Să-i dau două numere lui bunică ta. Nu, mie! Nu! Ție, nu! Bă! Haideți, domnul, dați-i și mie numărul dumneavoastră. Mamă, dă-te că îl omor pe bunică, tu o să știi. Trage pe dreapta, băi! Poate ne mai întâlnim ceva. Bă, te caută moartea ca și umbli cu merg cu BMW-ul tu pe stradă, băi! E de pe timpul lui. Nu, am vrea să pierd controlul. Mamă, îl omor. Îl omor, răspunde. Bă, tataiță, oprește, vedea, te și nu în pușcări, că nu mai am unde trăit în pușcări. Vedea, te la azilul de bătrâni. Bă, eu zi, vrei să oprească, bă, că aici. Hai, că era să te duc. Oh. Picior. Dă-te jos. Dă-te jos să-l duc să-l rupem. Uși, tataie! Ciule, tu ești nebun la cap? Mi-ai dat în dace, mi-ai spart-o! Ai dat și tu mine, mă? Ai pățit ceva, bre? Nu, no, era moșul ăla care mi-a dat în mașină și da, a stricat-o. Da, bre, da. Pișat de moș, băgaia și ceva în cap. Dacă chem salvarea, își chem și poliția. Poliția și salvarea. Stați așa să chem. Prima dată poliția. Poliția română. Alo, bună ziua! Mi-am închis, bă, de uite și în pușcări cu poliția ta cu tot. Alo, bună ziua, poliția! Să trăiți! Bună ziua! Deci am o problemă foarte gravă. Un moș și cu un moș și cu nepotul său. Așa? M-a apostat, m-a lovit și mi-a accidentat mașina. I-am urmărit... Unde? Suntem la litera O pe autostradă, la numărul O. Am înțeles. După 3 minute maxim suntem acolo. Veniți vreo frumos, o să sun și la salvare, să trăiți. S-au împiedicat, da, nu i-am bătut eu, doamne feri. Alo, Smurdu, veniți repede vreo frumos pe autostrada highway la litera O, acolo, la numărul O. Acum. Sunt mai multe persoane rănite, veniți vă rog. Aula. S-a rănit. Așteptăm poliția, băi, dar nu știu de ce am impresia că vin polițiștii și mai au ea la percheziție, mă găsesc cu arme, mă găsesc cu totele. Așteptam să vedem ce se întâmplă. Maxim mă duc la pușcărie. Uite că au venit medicii.
Băi. Salut, domnule. Salut, ce cauți aici? Vreau să te duc dacă poți să mă șpune până în... Palută. Atenție, atenție. Mă duc, am un pic de treabă în oraș. Bă, au venit fix aia, bă! Au venit fix aia! Eram sigur, băieți, eram sigur că o să se întâmple asta. Eram sigur că o să se întâmple asta. Mamă, și vin după mine, ești nebun? Mamă, vin și după mine, ești nebun, dar mă bag aici repede, sper să nu mă vadă. Hai, azi. Ce-mi place să trolez poliția, băieți. Sunt născut să trolez poliția eu. Că sigur vine înapoi, fii atent. O să vină înapoi cu siguranță. Bă, foarte mult folosesc Bricon, Bricon. Toată lumea folosește Bricon la mine în... La clubul de fotbal. De fotbal, auză. Mai vin, mă? Am citit eu greșit, mă, că nu mai vin așa. Mai vin. Nu mai pot. Uite asta, mi-a dat cu rozeta. Aolo. Bă, ți-am dat, dar am chemat și salvarea. Ce zici de asta? Nu mai pot. Doriți să vă duc la spital? Nu, lăsați-le aici că se, trebuie să-l aștepte pe bunicul său. Că-l bagi pe și pe bunicul său. Hai că... Vedem mai. Băi, vrei să mă dau jos, te bat iară? E, fii alea cum să fii dacă nu... Uitați-l, domnul, știi ce? Că eu-l bat după aia. Alo. Au. Gata. Vedeți, domnul, că dă mine, ce domnul. Ce face el? Să dă el jos. Gata, la mine. Au. Uitați-l, domnul, că dă mine, gata, domnul. Gata. Luați-l, poliția, luați-l. Rămâi pe loc. Mamă, sper să nu deschidă focul sau ceva, că e presim că ăștia sunt nebuni. Hai, acum am nevoie de tine. Nu pot să... Ține-l un pic, te rog. Nu pot să... Mamă, dar nu mai prind nici asta viteză, mă, dar e degrabă prindea lor viteză. Am văzut că n-are frâne bune. Dar nici eu n-am stai nișit. Mamă, dar nici mașina asta nu e cine știe ce credeam eu că e în bună rău. Dar trebuie să scap de ei, băieți, n-am încotro, trebuie să scap de ei. Dacă mă bușez, trebuie să merg în ce? De ce? Dacă mă bușez, mă prind 100%, că n-am ce să mai fac, înțelegi? Dacă pierd controlul mașinii, mă bușez, dar și opa, hai, că n-au mașina foarte bună. Ok, m-am prins, n-au mașina foarte bună. Nici a mea nu e, dar lor e și mai varză. Dacă vă vine să credeți. Prins, mamă, prins, mă, văzut, mă, frate. M-au văzut, bă, băieții, m-au văzut, ce să fac, n-am avut ce să fac. Dar nu prinde mai mult de 300, asta e problema, aia prinde mai mult de 300, ești nebun? Dar și unde-i pierd aici, în paletă, îi pierd. Deja i-am pierdut, băieți.
Cum? Bă, până la urmă nu e chiar atât de rea Infinix. Știi care e problema la mașina lor? E rapid, dar nu se controlează atât de bine. Am văzut-o, uitându-mă la ei, am văzut-o. Se pare că de data asta tot bebița câștiga, băiți. Mă bucur că n-au tras, dacă trăgeau în mine era groasă treaba, să știți. Nu mai puteam să scap. N-am reușit să-l bat pe ăla acolo, m-am chinuit atât de mult. Ce faci, băi, Moș Crăciun? Eu sunt Spiridon și nu-ți duc. A, vrei să te duc undeva? Sincer. Mă cam urmărește poliția, dacă te-ai putea grăbi un pic. Am observat. Ok, pa. Mă rog că poate mă trezesc cu ea după mine aici, mă. Mergem înapoi în paletă, băieți. Păi, cam ăsta o să fie episodul pe astăzi, băieți. Văd că se apropie Crăciunul și a început să se îmbrace lumea în spiriduși și în alea. Dacă v-a plăcut episodul ăsta random, pur și simplu am intrat și am filmat pe server, m-am întâlnit și cu tine și cu ăla și cu ăla. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like acolo, dați și voi un subscribe. Vreau să vă anunț despre Mafie, că nu știu exact când o să fie gata Mafia, pentru că nu avem o casă, nu mă ajută nimeni. Nu, sunt așa în aer, înțelegi? Dacă noi, casa pe care am băgat-o, dacă stai acolo, mori în continuu, pentru că dacă îți dai logout-ul la casă, mori. E de la spital, pierzi tot ce ai de pe tine, eu am pierdut de câteva ori bune tot ce aveam pe mine. Strânsăse materiale, strânsăse în chestii, am murit de vreo 3-4 ori la casa Iurea și, na, chiar și când știam că mur, tot uitam și îmi dădeam cu uit acolo și iar mă trezeam la spital și uite tot așa și nu numai noi toți. Și m-am supărat așa, nu știu, nu ne ajută nimeni, nu, suntem așa în aer, pur și simplu. Deci, nu știu, dacă nu o să ne facem casa, dacă reușim să ne facem într-un final, Ia cu tata e, ce faci, mă? Ce ai crezut, bă, tata, bă? Ce ai crezut că faci, nebunule? Ce ai crezut că faci? Ce ai crezut că faci? Ia, n-ai bine. Bă. Așa că te pun eu pe banchet aici la mine. Îl arunc, băi, îl arunc de pe ăsta, îl arunc în apă. Viața asta e ca și o scară, dar ea te urcă, ea te și coboară. Chiar de ești bogat, chiar de ești sărac, nu uita de unde ai plecat. Dar viața asta este ca și o scară, dar ea te urcă, ea te și coboară. Chiar de ești sărac, chiar de ești bogat, nu uita de unde ai plecat. Da, mă, da. Întrebare. Spune. De fapt, lasă că-l fac mai încolo, că acum suntem în rol. Băi, stați așa că e pauză, nu se pune, că a făcut ăsta tichet, ești nebun, că altfel mă prindeați. Băi, stați așa că a făcut nebunul ăsta tichet, că altfel mă prindeați. Ăsta face tichet în roleplay, în pana mea, și pe aia când... Am făcut înainte să vii. Deci, mergeți puțin mai încolo la pod, mergeți puțin mai încolo la pod, că și după aia... Rezolvă-l pe ăsta. Păi ce să rezolv, că tichet în roleplay nu mai există, gen. Dacă o venit adminul... S-a scos iar? Păi așa am înțeles, iarăși. Bă, cum trebuie acum, se scoate mereu? Bă, nu-mi convine deloc chestia asta, unii. Că așa strică un roleplay, că face tichet. Păi da, mergeți și voi puțin mai în spate și fug și eu și aia, dacă mă prindeți, după aia mă prindeți. Bă, a făcut asta de unde, că mă prindea poliția aici, băiți. Că eu oricum stăteam să mă uit în spate. Mamă, ce mult v-ați dus, ce mult v-ați dus, răilor. Aoleo, ce mult v-ați dus.
Dar viața asta este ca și o scară. Poliția urcă, date și coboară. Chiar de e sărac, chiar de ești bogat, nu uita de unde ai plecat. Dar viața asta este ca și o scară. Dar ea te urcă, ea te și coboară. Chiar de e sărac, chiar de ești bogat, nu uita de unde ai plecat. Bă, dar ce le merge mașina ăstura, bă? Îmi pare că l-au chemat și pe celălalt. Stai, că i-am pierdut. S-au bușit, bă. De data asta am scăpat, băieți. S-au bușit băieții, mă. Am jos o mașină pentru drumurile astea, dar n-am ce să fac. Unde s-au bușit, mă, nemernici, că nu-i văd. Unde s-au bușit? Viața asta, ia, ia să mă, ha? A, uite, mă, caută sau ce fac, aia nu-i mai văd. Hai că mă duc pe aici. Da, băiți, cam ăsta o să fie episodul. Măcar ne-am mai distrat un pic, am mai venit un pic poliția. Cam ăsta o să fie episodul, băiți, vă pup, vă doresc o seară minunată. O zi minunată și ne auzim mâine la un nou episod. Nu uitați să mă încurajați cu un like acolo, cu un subscribe, cu un share și vă doresc Crăciun fericit. Asta dacă nu ne mai vedem.